That's one small step for man, one giant leap for mankind. În anul 1608, Samuel de Champlain ființează orașul Quebec din Canada, un oraș destinat în acea perioadă negoțului cu blănuri. Ulterior, devine primul guvernator general al Canadei. Cu 275 de ani mai târziu, se naște la Praga Franz Kafka, un scriitor german ce a exercitat o influență considerabilă asupra literaturii postbelice. Operele sale se caracterizează printr-o viziune profundă și caricaturală asupra realității. În anul 1885, Carl Benz, un inventator german, construiește primul automobil propulsat de un motor cu combustie internă, ce se va numi Benz Patent Motorwagen. André Citroën, industriaș francez cunoscut pentru producerea mașinii care poartă numele, s-a stins din viață în 1935. A rămas în istorie datorită metodelor inovative de a reduce costurile și timpul de producție în industria europeană de automobile. În anul 1914 se naște Florin Ciorescu, un fizician român care a adus o contribuție importantă la proiectarea și realizarea generatorului electrostatic cu bandă. El a efectuat studii privind utilizarea în defectoscopia industrială a betatronului la Institutul de Fizică Atomică din București. That's one small step for man, one giant leap for mankind.